Mai suntem încă în perioada postului, da? Ha? Bună ziua, bună ziua. Ai dreptate și tu, ai dreptate și tu. Bună ziua, da, 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 bună ziua, bună ziua. Fără asta nu merge rețeta. Mai suntem încă în perioada postului și vă mai arăt o rețetă simplă, rapidă și gustoasă pe care puteți să o gătiți în 20 de minute maxim. E ca chiar maxim 20 de minute. Trebuie doar un pic așa de improvizațion. Aici avem bulgur, da? Tofu, sfeclă roșie, brocoli, ceapă verde, verdeață. Puteți spuneți morcov, puteți spune fasole, puteți spune și vreți voi. Eu vă arăt pur și simplu o bază. După asta voi, ardei gras copt, roșii cherry, și vă treci prin cap, tot puteți spune în rețeta de azi. Bulgurul puteți să-l înlocuiți, nu vă place bulgur, folosiți orez. Nu vreți orez, folosiți orz. Nu vă place orzul, folosiți alac. Adică orice gen de cereale se potrivește la rețeta de astăzi. Let's go! Un castron, bulgur, uite în felul următor. Un pic de ulei de măsline, ulei de trufe, ulei de măsline, floarea soarelui, de ce nu, apă. Bulgurul, da, e la 1 jumate. Adică 1 de bulgur, 1 jumate de apă. Simplu ca bună ziua. Așa, un pic de sare, de piper. Eu am mers pe tofu afumat, că mă rog, nu, moldovenilor ne place. Uite și cubuleț. Hop. Opa. 2, 3, 4. Sărățel, dai bă. Mai departe, brocoli. Nu te spune aici un ulei așa aromatizat cu portocală. Pune un pic de popor. Usturoi. Mă rălțăm frumos. Eu cred că rețetele de post, dacă sincer, sunt mult mai simple de găsit. La cuptor 180 de grade, vreo 20 de minute. Facem o sălățică din sfeclă roșie. Eu am cumpărat-o deja fiartă, dar voi dacă vreți, cumpărați-o crudă și șerbetă. Tare îmi place. Dar și nu îmi place niște. Cubulețe, așa frumos. Uite așa. Azi mă duc la România cu unghiile vopsite roșii. Sare, piper, ulei. Așa, în specla roșii, ceapă verde, obligatoriu. Uite așa o sărățică de... Și aici eu am o leacă de zamă de asta, de lime, și să-i adaug o leacă pentru aciditate, știi? Ca să compensăm dulceața de la sfeclă. Voi puteți să adăugați zamă de lămâie, zamă de portocală. Acum, partea asta de la brocoli. Mulți dintre voi o aruncă, dar eu n-am să o arunc, deoarece partea din mijloc e super nice. Moale, gustoasă. Și eu am să o tai așa, iar am să o folosesc. Am să o pun aici deoparte. Așteptăm bulgurul, așteptăm legumele și vă arăt într-un final și facem. Cost, dă-i te rog frumos din cuptoră ce ai de dat. Oh, nice! Nice! Ia ca așa trebuie să arăte tofu. Bomba! Facem plating-ul. Let's go! Bulgurul e gata. Ca să-i adaug o leacă de verdeață. Eu zic să facem plating-ul. Asta aici. Facem în felul următor. Bulgur. Facem un fel de salad bowl, știi? Este. Sfeclă. Înțelegi tu? Ce zic eu? Tofu. Brocoli, cât mai mult, cât mai bine. Brocoli nostru crud. Și uite așa, un salad bol de post. Bulgur, sfeclă, iar puteți adăugați roșii, fasole, năut, dovlecel, zucchini, orice legumă coaptă. Așa un salad bowls, da, să-l amestecăm pe tot așa frumos, să meste și gusturile. Dulceața de la sfeclă, ceaba, brocoli, tofu-le acolo, afumat, foarte, foarte nice. Încercați acasă, țineți post,
fiți sănătoși, pași tuturor și noi ne vedem vineri viitoare.